People. Ne aflăm în studioul Logo Paper alături de Andrada Iancu, fondatoarea casei de modă pentru doamne și domnișoare, Sia House of Dresses, care ne va povesti câte ceva despre această frumoasă afacere. Bună ziua, Andrada, și bine ai venit la noi studio, bine te-am găsit aici. Îți mulțumim foarte mult pentru prezența și pentru atenția acordată micului nostru studio. Și... Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să încep cu o întrebare care nu era în plan neapărat, dar aș putea spune că este mai mult o curiozitate. Sigur. De unde numele acestei afaceri Sia House of Dresses, dacă pe tine te cheamă Andrada? Toată lumea mă întreabă asta. Foarte multă lume, de altfel, îmi spune Sia, pentru că așa cred ei că mă cheamă. Sia vine de la inițialele băiețelului meu cel mare și de altfel și inițialele mele. Nu m-am gândit la asta, m-am jucat cu inițialele numele lui și atunci a ieșit Sia. Șabirian cu Armin îl cheamă pe el, devine Șabirian cu Andrada și atunci S-I-A. Sia. Am vrut un nume super catchy și chiar se potrivește. Mai ales că este vorba despre un butic sau mai degrabă o afacere. Deja ne putem numi brand. Brand. Da. Următoarea întrebare. Cum v-ați descoperit pasiunea pentru designul vestimentar și ce v-a inspirat să deschideți acest magazin de rock in Oradea, de această afacere? Povestiți-ne câte ceva despre ziua inaugurării. Pasiunea pentru desen am avut-o de mică. De mică îmi plăcea să desenez foarte mult, după care am activat mulți ani în domeniul beauty, unde, mă rog, eram tehnician de unghii, am ajuns până la a fi trainer pe toate Emiratele Arabe. Așa că eram cumva nevoită să știu să desenez foarte bine. Nu mă pot numi designer, 100%, pentru că nu am studii în acest sens, însă cred că am o inclinație spre frumos, cu siguranță, și magazinul propriu zis, l-am deschis în Oradea acum 6 ani de zile, am avut și în alte părți, însă a venit pandemia și am fost nevoit să restrângem activitatea. Însă de un an încoace suntem prezenți și în mediul online, ceea ce înseamnă super mult pentru că ne-am dezvoltat foarte tare, avem propria linie de producție și atunci creștem tot mai mult de la an la an. Că despre povestea din spatele afacerii, cum, de unde a venit ideea? Totul a pornit de la faptul că am fost crescută de așa natură, mama mea se îmbrăca mereu la evenimente diferite, nu concepea să se îmbrace la fel. Și atunci tot business-ul a pornit de la un salon de închiriat rochii, după care au apărut și părțile adiacente, accesorii, parfumuri, producție proprie. Deci totul a pornit de la un business de închiriere a rochiilor, din dorința de a le oferi femeilor posibilitatea să aibă rochii superbe, fabuloase, pe care să le poarte o singură dată și mult mai accesibile ca și preț. Cum ați reușit să vă diferențiați pe piață și ce credeți că atrage cel mai mult clientele către creațiile voastre? Păi, autenticitatea noastră, cred, stilul meu, eu sunt destul de aparte, ar zice. Sunt și foarte francă. Cred că și ținutele noastre sunt actuale, iar ce încerc să fac în ultima perioadă este să ofer calitate la un preț accesibil, ceea ce e super important. Iar acum mizez foarte tare pe acest lucru în această perioadă, deci probabil că și asta ar fi un punct care ne diferențiază. Ne puteți da câteva detalii despre cele 3 parfumuri noi pe care le-ați lansat? Ce v-a inspirat în crearea acestor arome? Da, a fost tot o nebunie de-a mea. Mi-am dorit foarte tare, eu sunt fan parfumuri și mi-am dorit foarte tare să mă joc cu niște arome, cu niște parfumuri în speță. Eu am locuit o perioadă destul de lungă în Emiratele Arabe.
Știam că acolo sunt niște fabrici foarte bune, niște producători și atunci am hotărât să iau legătura, să merg acolo, să închei un contract de colaborare, deci parfumurile sunt fabricate în exclusivitate în Emiratele Arabe, mai precis în Dubai, și acolo am fost la laboratoare, m-am jucat cu aromele, mi-au dat mai multe variante până când eu am ajuns la varianta finală. Un singur parfum, la unul dintre ele am avut ceva în cap. Două din parfumurile mele preferate sunt Baccarat și Ierba Pura. Sunt niște parfumuri super cunoscute, dar totodată foarte scumpe. Și mi-am dorit, în plus, sunt bestselleruri separate, dar nimeni nu s-a gândit cumva să le pună vreodată împreună. Și am zis, dacă aș face chestia asta. Și da, e și ceva senzațional. Da. Încă alte două arome, încă, da, mai avem încă alte două parfumuri. Acolo m-am jucat cu diferite note. Unul are și un talc arabesc. E cel pe care ți-l place și ție, de altfel, imperial. Da. Eu zic că sunt senzaționale. Sunt toate trei super diferite. Am fost foarte atentă și la packing-ul lor, care este unul de lux, cu adevărat, adică... Și totodată, calitatea cea mai bună a produselor au și o rezistență foarte mare, mai mult decât au orice alte parfumuri de pe piață. Parfumurile de obicei de brand au undeva între 15 și 25% procentaj, în schimb parfumurile Sia au procentajul maxim de 35%, ceea ce, da, le face cu adevărat senzaționale. Merită neapărat încercare. Deci de când am luat parfumul de la tine, nu am mai făcut nimic altceva, absolut nimic. Deci ține toată ziua dimineața până să ai indiferent că mă duc la școală, la antrenament, la sală, oriunde. Îmi spune lumea că inclusiv după ce se spală, parcă se deschide. Da, da, exact. Da, e într-adevăr, sunt foarte. Și am lucrat efectiv foarte mult până la ultimul detaliu. Aveți planul să extindeți gama de produse pe care le oferiți sau să deschideți alte locații în viitor? Mă întreabă des lumea asta. Nu știu. Nu am hotărât să deschidem nicio altă locație pe viitor, însă o colecție capsule, nu pot să spun despre ce e vorba, cu o persoană, cu o vedetă de la noi. O să urmeze și alte colaborări în acest sens și da, cu siguranță ne dezvoltăm. Acum ne gândim foarte mult să fim cât mai mult prezenți în online, pentru că prin campaniile trecute suntem deja la nivel național, așa că nu știu dacă este neapărat nevoie de prezența noastră fizică, dar de ce nu? Ne gândim, discutăm, poate și de niște colaborări, iar brandul SIA o să fie prezent probabil și în alte orașe, chiar dacă nu direct de la noi. Cum ați descrie stilul creațiilor dumneavoastră? Și cum credeți că se potrivesc acestea cu tendințele actuale din modă? Sunt, din punctul meu de vedere, ușor de purtat. Sunt super actuale. Le consider actuale. Și încă o dată... Pe toate gusturile, nu? Da, pe toate gusturile. Indiferent de vârstă, clientele pot să apeleze de astea să dresez, mă gândesc. Da, cu siguranță. În salonul din Oradea avem o varietate imensă. Avem peste 500 de modele diferite de rochii disponibile pentru închiriere și totodată pentru vânzare. Pe online avem niște colecții, dar da, eu zic că oricine își poate găsi atât pe online cât și în magazinul fizic, fără doar și poate. Care a fost feedback-ul clienților până acum despre noul local la care am participat și la inaugurarea acestuia? Păreri, opinii? Sincer, toată lumea este cumva vrăjită de noua locație SIA 103. Este cumva de poveste, este parcă desprinsă dintr-o altă epocă, era. Ai văzut, e un stil clasic acolo, total atipic. Noi eram pe modern înainte, însă am decis cumva să schimbăm stilul atunci când am văzut locația. Efectiv, m-am îndrăgostit de ea.
Are niște obiecte de artă prezente acolo, există și un pian. Toată lumea este super încântată, plus că este foarte central și are așa o oază verde fix în mijlocul orașului, ceea ce e... Locația fiind, ca să știe și urmăritorii noștri... Calea Armatei Române, 20-a. Bun. Ne puteți povesti mai multe despre giveaway-ul pe care l-ați organizat? Ce produse include și cum pot participa cei interesați? Cel de acum? Da. Da. Este super simplu. Noi am mai avut un giveaway înainte și la cererea clienților noștri am hotărât să facem un alt giveaway mai mare și cu 3 premii de această dată, pentru că data trecută a fost doar un singur premiu. Premiul cel mare este un BMW X6, premiul 2 este un implant mamar, iar premiul 3 este un voucher de vacanță. Tot ce trebuie oamenii să facă ca să intre în acest giveaway este să achiziționeze un card cadou, minim unul. Fiecare card reprezintă o șansă în plus, adică mai multe carduri, mai multe șanse, pe care îl pot folosi la achiziția de produse sau îl pot face cadou și tot ei sunt cei care rămân înscriși. Și, de exemplu, persoana căruia îl dăruiesc folosește suma pentru a-și achiziționa produse. Adică, efectiv, nu se pierde absolut nimic. Oamenii își cumpără produse și totodată beneficiază de acest bonus. Este efectiv un bonus. Foarte frumos și foarte bună idee. Da. Cum de... Nu o să fiu ipocrită, am spus-o și în dățile trecute. Evident, mi-am dorit notorietate, mi-am dorit să ajungem cât mai departe la nivel național și ne dorim vânzări. Așa că... Este și o metodă de a ne crește vânzările, dar totodată facem un lucru foarte bun, pe care nu mulți sunt dispuși să-l facă. Ce sfaturi ați oferit tinerilor care doresc să urmeze această carieră, această cale în modă? Seriozitate. Trebuie să aibă multă seriozitate și multă răbdare. Noi femeile, în general, suntem destul de complicate. Și de, să știi, de la fiecare, pe cum trece fiecare an, femeile se schimbă, noi suntem mai dificile, vrem mai multe lucruri, ni se deschid mai multe orizonturi, da. Și atunci, răbdare multă, seriozitate și dacă există determinare și dorință, nimic nu este imposibil. Adică niciodată nu lăsați pe nimeni să vă zică că nu se poate. Ba da, orice este posibil. Mulțumim frumos cu mare drag interviu pentru atenția acordată și pentru timpul acordat, mai ales că ne gândim că nu este tare ușor să... Sunt tare prinsă, dar încerc să-mi fac timp pentru tot ce se poate și să... Da. Mulțumesc pe toată lumea în măsura în care pot. Mulțumim frumos încă o dată. Cu mare drag și eu mulțumesc frumos pentru invitație.